știri. Liderii clanului Caranilor au fost arestați preventiv. Cei trei șefi ai grupării își vor petrece următoarele 30 de zile după gratie alături de alți 5 membri ai clanului. Cei trei frați care conduceau gruparea au fost reținuți împreună cu alți 40 de inculpați într-un dosar în care se fac cercetări pentru cămătărie, șantaj, tentativă de omor, fals intelectual și infracțiuni de corupție. Stenograme incendiare ies la iveală din referatul procurorilor care demască afacerile ilegale pe care Carani le-ar avea peste ocean, acolo unde umblau mereu înarmați pe străzi și încercau să intimideze până și poliția. Colega mea, Ana Ciuvic, a urmărit cazul și vine cu detalii. Bun găsit tuturor! Sunt arestați preventiv cei trei lideri ai clanului Caranilor. Vorbim despre cei trei frați, Răducanu, Costel, Aurel și Emil. Își vor petrece cei trei următoarele 30 de zile în arest preventiv. Aceasta este decizia judecătorilor. Între timp, ies la iveală și noi date din dosar. A apărut acel referat al procurorilor cu propunere de arestare preventivă. Referat care are undeva la 500 de pagini. Vorbim despre 17 capete de acuzare pentru infracțiuni foarte grave și vorbesc anchetatorii în acel referat despre modul în care opera această grupare. Este important de menționat că i-au urmărit timp de aproape 3 ani de zile. Undeva în 2020 au început interceptările membrilor clanului. Se vorbește despre relația pe care aceștia o aveau cu grupării de peste ocean, cum aduceau banii de peste ocean în România. Știm că este vorba de undeva la 15 milioane de euro. De asemenea, se vorbește și despre violența pe care cei din clan o afișau. Toți erau întotdeauna înarmați. Sunt interceptări în care se vorbește despre cuțite, despre biricege sau și despre alte arme, inclusiv despre pistoale. De altfel, acest lucru se vede și în urma perchezițiilor făcute, pentru că au fost confiscate foarte multe astfel de arme albe. Așa cum v-am spus, cei trei își vor petrece următoarele 30 de zile în arest. Au acum calitatea de inculpați în dosar și, așa cum v-am spus, vorbim despre infracțiuni grave, precum grup infracțional organizat, tentativă de omor, dar și dare sau luare de mită, infracțiuni de corupție sau rele tratamente aplicate minorilor.